Incident șocant în centrul Bucureștiului. O macara de 10 de tone folosită la demolarea unei clădiri s-a prăbușit peste două mașini care treceau pe lângă ea, lângă Palatul Telefoanelor. Într-una erau 4 oameni care au ajuns la spital, iar șoferul este în stare critică. În cealaltă era un bărbat care a scăpat teafăr pentru că tocmai ce coborâse să ia o farfurie cu colivă din portbagaj. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Accidentul s-a produs pe strada Matei Milo, foarte aproape de Calea Victoriei. Strada este intens circulată, iar pe șantier se aflau mai mulți muncitori care demolau clădirea din spatele Palatului Telefoanelor. Firma care operează șantierul folosea două macarale ca să protejeze strada de bolovan și moloz, însă una dintre ele s-a răsturnat exact peste mașina unor tineri. Îngroziți, trecătorii s-au grăbit să-i ajute pe cei prinși în mașină. La fața locului au ajuns pompierii și echipajele SMURD. Am fost nevoiți să acționăm cu accesurile din dotare pentru stabilizarea macaralei, pentru că exista pericolul ca aceasta să se prăbușească peste echipajele de intervenție, respectiv peste autoturism. Un utilaj folosit de muncitorii companiei de apă și canal a făcut, se pare, diferența între viață și moarte, întrucât se afla în dreptul macaralei, iar întreaga structură din metal s-a prăbușit mai întâi pe acest utilaj cu șenile, iar apoi a lovit și mașina victimelor. Pe de altă parte, acest bărbat a fost și el în pericol de moarte, întrucât parcase mașina pe aceeași direcție în care s-a prăbușit mormanul de fier. Locul impactului a fost exact pe locul șoferului, de unde tocmai coborâse. Am venit amândoi din partea asta după colț de aici, pentru că e sens unic. Și l-a oprit în fața mea. Am venit până în colț și zic, hai să o parchez acolo, să mă duc să iau coliva, să mă duc la biserică. Și că am parcat și m-am dat jos din mașină cu macaraua. Imediat după ce v-ați dat jos? 30 de secunde, 26 de secunde. Polițiștii au deschis o anchetă pentru vătămare corporală din culpă și urmează să stabilească cine se face vinovat. La fața locului a venit și primarul sectorului 1, care susține că șantierul funcționa cu toate aprobările și că a verificat toate măsurile de protecție luate. Pe de altă parte, reprezentanții societății care se ocupă de demolare nu au oferit până acum un punct de vedere. Iată însă cum răspund muncitorii de pe șantier. Cum a căzut macaraua? Cu grijă. Trăgea ceva, ridica ceva în moment? Nu? O plasă? Ținea o plasă atât? Păi și așa grea era plasa aia de, sau nu neapărat de la plasă? Pe tata, n-ai treabă. Dintre răniți, în starea cea mai gravă este șoferul, care a fost operat la Spitalul Universitar.